Din cât cunoașteți, programul Femeie în afaceri este la ultimul său apel. Dumneavoastră sunteți cele 52 de femei care au reușit, spunem așa, să fie finanțate în cadrul acestui program pe ultima sută de metri, fiindcă, de fapt, programul în septembrie ia sfârșit. Momentan se lucrează la elaborarea unui nou program de abilitare a femeilor, pentru că, din ceea ce am observat, noi este un program care a avut, spunem așa, un succes și o cerere de finanțare destul de mare. Cu toate acestea, noi venim momentan să-l evaluăm și să încercăm să vedem care au fost neajunsurile acestui program pentru a încerca să eliminăm acele deficiențe și acele bariere care au stat în fața implementării acestui program. De-a lungul programului, noi am finanțat mai mult de 750 de afaceri și am instruit în jur de 1200 de femei. Deci, din punctul nostru de vedere, este, după cum menționam, văzând ce cereri este față de acest program, pot să menționez că, spre exemplu, dacă luăm cazul dumneavoastră nemijlocit, ați fost o cerere de finanțare la 3 cereri de finanțare. Deci, practic, dumneavoastră ați fost finanțați, raportul de cerere cu cel finanțat este de 1 la 3. Deci, pentru fiecare proiect investițional ați concurat cu alte două femei care, din păcate, nu au fost finanțate. De asemenea, vreau să menționez că acest program are cele mai facilitare, din punctul nostru de vedere, schemă de finanțare. Deci este practic 1 la 8. Pentru fiecare leu aport personal din partea dumneavoastră, statul vine cu 8 lei ajutor pentru a implementa planul investițional. Deci asta cumva și lămurește faptul că avem o cerere foarte crescută la acest program. De asemenea, vreau să menționez că dacă dumneavoastră astăzi sunteți aici, înseamnă că ați trecut toate cele 3 etape, începând de etapa de instruire, aplicare la grant și etapa 3 de acceptare a planului dumneavoastră investițional. Noi, eu din partea administrației Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, țin să vă mulțumesc încă o dată pentru curajul pe care îl aveți în a porni un lucru deloc ușor în zilele de astăzi să inițiați o afacere. Noi o să fim, de-a lungul implementării programului dumneavoastră investițional, tot parcursul a 2 ani, o să fim alături de voi și dacă o să fie ceva, careva greutăți o să întâmpinați, echipa noastră este la dispoziția dumneavoastră pentru a veni cu soluții în rezolvarea la tot ce ține de provocări în implementarea acestui plan investițional. Și dau cuvântul doamnei Udgon, care este managerul acestui program, pentru detalii și... Mulțumesc! Bună ziua! Toți la toate! Eu vreau, de asemenea, să vă felicit, că știu că a fost o muncă grea din partea dumneavoastră și din partea colegilor cu care ați lucrat, ați colaborat la diferite etape, de la diferite întrebări, dar totuși sunteți printre cele 52 de afaceri, de femei care au, prin insistență, prin curaj, prin dorință, au ajuns astăzi aici și ați ajuns la momentul semnării contractului. O etapă deja a fost depășită, dar urmează una, nu vreau să vă spale, dar deloc ușoară. Adică deja de acum înainte vă resuscitați mânecile, până acum ați vorbit doar teoretic, ce vreți să faceți, cum vă vedeți afacerea de acum înainte, tot dumneavoastră o să clădiți petricică cu petricică cu suportul nostru ca să vedeți și rezultatul. Eu ce vreau să zic, după cum știți, în cadrul programului Femeie în afaceri au fost primite cererile pe apeluri, toate cererile care au fost primite în apelul 8, care a fost deschis în perioada 15 iunie-16 iulie 2022, au fost procesate de noi, a fost un total de 153 de cereri care au fost recepționate și acceptate, iar în totalul acesta doar 52 au fost analizate și acceptate pentru a fi finanțate și deci sunteți aici pentru semnarea contractului. Dacă toate aceste proiecte vor fi implementate cu succes, atunci granturile oferite vor fi în jur de 6,86 milioane pentru afacerile dumneavoastră cumulativ.
Iar investiția în economie pe care trebuie să o procesați dumneavoastră, să o aduceți dumneavoastră valoare în economia statului, ar fi de 9,5 milioane de lei, o să contribuiți la, la bunăstarea statului și a bugetului și a dumneavoastră personal. Au fost companii diferite, examinate, evaluate, iar dintre cele care sunt astăzi prezente, 63% din companii sunt în prestarea serviciilor. Adică avem diverse servicii, și de asistență medicală, și de întreținere corporală, și consultanță în afaceri, și consultanță contabilă, și management, și hotele, și agropensiuni. Adică sunt foarte diverse activitățile și vedem că solicitarea pe piață este destul de diversă și destul de ramificată în pe diferite domenii. 20% din companiile de astăzi sunt din industria prelucrătoare, adică sunt doamne domnișoare care își propun să creeze ceva, atât să coase haine, să repare haine, să deschidă o patiserie, să deschidă o brutărie. Iar 17% sunt în agricultură. Noi cunoaștem că agricultura e mai mult pentru bărbați, dar și noi femeile ne implicăm în toate peste tot ca să putem să ne valorificăm potențialul. Deci avem și apicultură, și creșterea legumelor, și fermă de păsări, și cultivarea arbuștelor, adică ce e unde ne-ați regăsit dumneavoastră. Avem și proiecte inovative astăzi. Avem, de exemplu, producerea fungilor ecologice. Avem servicii de publicitate. Avem servicii de creație artistică, cum ar fi olăritul. Iar afacerile care astăzi sunt prezentate sunt distribuite pe tot teritoriul țării. Cea mai mare concentrare este în municipiul Chișinău și suburbiile acestuia. Avem 38% din afaceri, dar totuși nu rămân în urmă și localitățile rurale, fiindcă avem 25% în zonele de sud ale țării și 21% în zonele de centru. 16% sunt în nordul țării. Și din totalul de afaceri, practic jumate, 49% sunt în zonele rurale, ceea ce ne spune că afacerile pe care dumneavoastră le veți deschide sau deja le-ați deschis, vor avea o contribuție nu doar economic pentru dumneavoastră, ci vor contribui și la bunăstarea comunității, deoarece veți crea locuri de muncă, veți aduce ceva servicii inovative în localitățile în care vă aflați. Și eu sper că toate aceste proiecte vor fi implementate cu succes, iar dumneavoastră veți primi recunoștința atât materială, cât și recunoștința morală din partea locuitorilor și a celor pentru care faceți aceste servicii. Eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes în educație. Iar acum, dacă îmi permiteți, vreau să rog câteva din antreprenorile de astăzi să ne povestească despre experiența care au avut-o de la aplicarea la instruire și până la ziua de azi. Și vreau să rog pe doamna Jizdan Caromina, compania iPedal, dacă poate să ne vorbească. Da, doar o clipă. Vreau să menționez, după cum a spus și doamna Logon, că într-adevăr acest program de-a lungul istoriei implementării lui, practic, adeseori a luptat cu acel stereotip că femeile nu pot avea o afacere în domenii cum ar fi, nu știu, agricultura, piesele auto și așa mai departe. Deci chiar ne bucurăm că am finanțat de-a lungul activității noastre și domenii în care tradițional, spunem așa, femeile nu erau foarte prezente. Deci aia, programul a avut și un impact de abilitare economică și a unor domenii în care, până acum, prezența femeilor a fost mai scăzută. Da, vă rog. Un teren
benefic și bun augur pentru femeilor de afaceri și mi-a dat un imbol pentru încredere. Pentru mine personal, pentru a aplica la proiect a fost pentru dezvoltarea clubului, pentru achiziționarea necesităților în dezvoltarea clubului și pentru foarte important că dumneavoastră v-ați hotărât să începeți această afacere. Ne-ați convins pe noi și Comitetul Extern de Finanțare ca să venim cu acel suport de 165.000 de lei pentru fiecare proiect investițional și sperăm foarte mult că o să reușiți să creșteți într-un an, doi, ca să vă așteptăm deja și la alte programe pe care le avem, să vă oferim o acea punte de creștere pentru următoarea etapă de dezvoltare. Da, sigur. Acum, la moment, prestăm serviciile de antrenament, dar pe viitor dorim mai multe să dezvoltăm mai multe servicii în acest pentru a dezvolta antrenori, arbitri, adică în acest sport. Bun. Succes. Mersi mult și succes! Vreau să rog pe doamna Strigiu Silvia să-mi dai proge. Bună ziua, eu sunt Eva Șansă, eu mă bucur foarte mult să fiu astăzi aici și vreau să felicit toate doamnele minunate care au lucrat și au făcut acest pas. Suntem la un eveniment foarte important, semnăm contractul de grant, așa cum spuneau și antevorbitorii, este un pas foarte important și aici urmează ca să lansăm afacerile, ca să le dezvoltăm și să contribuim în măsura în care putem la dezvoltarea economică a țării. Câteva cuvinte despre afacerea noastră. Deci, compania noastră se numește S&E Project. Suntem din municipiul Capul. După ce 20 de ani am activat în sectorul non-profit și am realizat diverse proiecte în beneficiul comunităților, am decis nu atât. Vreau să mai lucrez pentru mine, pentru familie, pentru regiunea în care locuiesc. Am inițiat o companie care are ca domeniul de activitate servicii de consultanță și management în afaceri, servicii de cercetare, studii și așa mai departe. Mai nou ne-am axat pe domeniul de turism rural. Am văzut că este o nișă foarte interesantă și în regiunea Capul avem un potențial natural foarte bogat, avem oameni ospitalieri. Am cumpărat o căsuță tradițională, unde facem pensiune. Și cel mai important, ce facem, facem ceea ce ne place cel mai mult. Deci toată familia noastră este de scaunți, cercetași. Deci noi facem drumeții. Organizăm călătorii pentru cei care vreau să se odihnească în natură, să aibă anumite experiențe, să înțeleagă ce înseamnă turism, turism ecologic, dragoste față de natură, atitudine prietenoasă față de mediu. Și în acest context organizăm și multe team building-uri. Respectiv, în acest proiect trebuie să cumpărăm mai multe echipamente care să ne ajute să desfășurăm aceste activități. Fel de fel de arcuri cu săgeți, corzi, funii, carabini, deci multe echipamente pentru ca să asigurăm protecția grupurilor, persoane și turiștilor care vin la noi. Plus anumite chestii de admirare, observare a naturii și orientare naturii, busole, binoclu și așa mai departe. Astfel vom presta niște servicii cât mai atractive și interesante pentru beneficiari. Așa că vom rămâne cu să vă recunosc un nou tuturor succes și vă așteptăm cu dragă noi, regiunea Capului. Vă mulțumesc mult pentru prezentare. Vreau să menționez că Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului lucrează de asemenea la un program de stat privind susținerea turismului rural,
de comun acord cu Ministerul Culturii, de aceea sperăm că în perioada cât mai apropiată o să venim și cu acest program nou, care susțin anume agropensiunile și tot ce ține de turismul rural. Doamna Mihaia, la companie Eufeus. O afacere un pic mai deosebită a ei. Noi, compania Eufilus, am mai încercat să... am mai aplicat la program, deci dacă sunt companii noi aici care au venit doar cu ideea, pot să vă spun că noi am aplicat cu ideea, cu domeniul lume. Nu am trecut, pentru că ideea noastră cumva, iarăși, de la ideea la proces sunt foarte diferite. Ideea era perfectă, dar când intri în proces îți dai seama că foarte multe lucruri nu merg conform ideii tale și tu trebuie să schimbi foarte mult. Însă noi oricum m-am renunțat și am decis să scoatem primul produs, chiar dacă nu a fost foarte simplu. Și deci noi ne ocupăm cu producerea cărților, în special mișa noastră sunt cărți de pedagogie în limba română, care sunt în lipsă în Republica Moldova și asta este prima noastră carte. Am produs-o timp de 2 ani, de fapt. Deci poate se poate simplu că producerea unei cărți este ceva simplu, necostisitoare și pentru uiți îndepărinte costă 200 de lei, de exemplu. Zici, pentru asta se dau 200 de lei. Dar când intri în spatele procesului, îți dai seama că acolo sunt foarte multe lucruri pe care de fapt nu le cunoști și o muncă enormă care se face în scopul de lor. Deci noi ne propunem să producem cât mai mult, ok, nu cât mai multe, dar să producem cărți din domeniul pedagogiei, psihologiei, dezvoltare personală, care sunt foarte actuale la moment, atât cât și educația parentală. Deci, deși ele sunt pe piața Republicii Moldova, ele vin din România, în mare parte, și mai mult ne axăm pe cărți noi, adică scrise de autori din 2020, 2021, 2022, nu cărțile care au fost scrise în 1900 și ceva și abia acum sunt publicate în limba română. Cam asta. Nu știu. De fapt, cazul acesta este un exemplu clar că niciodată nu trebuie să cedați. Noi am simplificat foarte mult procesul de aplicare la granturile noastre. De aceea procesul a devenit mult mai simplu, nu mai cerem o serie de documente care îngreuna în trecut modul de aplicare la granturile oferite de către Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Și chiar dacă încolo acesta nu treceți, mai încercați, mai încercați la alte programe, pentru că noi mai avem și alte programe la care tot puteți să vă pliați cu afacerile pe care doriți să le implementați. Și, într-adevăr, pentru noi este foarte important ca să cu toții să conștientizăm că, de fapt, cheia succesului într-o afacere este perseverența în tot ceea ce faci. Deci, mă bucur că nu v-ați ținut morți și să continuați și să aplicați în continuare. Noi nici nu știam că ați mai aplicat, așa că ne bucurăm că ați reușit pe ultima 100 de metri, știți cum cele... Am aplicat la un alt program, dar, iarăși, cum am spus, când tu ai o idee, după aceea, când tu realizezi că, de fapt, da, într-adevăr, ai pus prea mult, ți-ai imaginat că poți face mai mult decât ce, de fapt, poți face. Dar asta nu înseamnă că e imposibil. Ce despre care este și cartea, care îți spune că, de fapt, totul e posibil dacă tu lucrezi din greu și, într-adevăr, crezi că succesul stă în fața ta. Felicitări și succes în fața mea! Și vreau să rog pe doamna Iurcu, Natalia, faraonul Aurin. Bună ziua!
Mulțumim, emoții. Suntem Serele Paraul Aurin, suntem crescători de prevedeță. În plic de la început a fost un pic mai dificil, pentru că pasărea necesită multe informații, multă căldură, multă dragoste. Sunt anumite niște termeni care trebuie să faci față. Nu e așa ușor de crescut o pasăre, va ajunge la maturitate ca să obții ceva bun. Așa, avem la moment 1200 de prevenițe, lucrăm, activăm oficial, veselim deja prea magazine. Eu mă bucur de succes, am început tot un pic, a fost cam greu, dar acum deja, datorită dumneavoastră, cu obținerea grantului, dorința este mai mare de a ne alărge. Să fie să ne extindem, să fie mai multe cărniță, gustoase, pentru cotăraș, o oleoasă, fără antibiotice, cu multe vitamine. Și mâncarea este fără adausuri, tot e natural. Adică ne menținem și sperăm că fim succes mai departe. Mulțumim mult! Denumirea la întreprindere am pus un cinstă la rasa de grebeliță, paraona este rasa numită de care. La vârsta de 45 zile, vom merge primul ou, deja el înțelege și deja noi sacrificăm la o lună jumătate de ori. Muncim singuri, adică suntem cu doi angajați, eu și toți, care mă ajută în plăcet. Și sperăm să fim mai departe, să mai iau și doi angajați, să fim mai ușor unde, să mergem înainte. Vă mulțumesc mult pentru încă o dată, să facem încă un pas spre viitor. Să ne extindem acasă, să mergem acasă, alături de copii. Vă mulțumim mult! Vreau să spun că asta noi vă mulțumim, pentru că noi suntem plătiți din banii contribuabilor și să vă ajutăm pe dumneavoastră. Deci noi vă mulțumim că aveți un interes purit față de programele noastre și vă îndemnăm în continuare, după cum am menționat, să veniți și la alte programe, sunteți așteptați, implementați cu succes proiectul investițional cu care ați aplicat la acest program și cea mai mare plăcere, puteți să beneficiați de următoarele programe de creștere deja. Acestea sunt programul de start-up-uri, iar viitor puteți aplica la programele de creștere pe care le avem. Bine, înțeleg că am finalizat partea de prezentare și de discuție. Acum trecem la o parte mai tehnică, așa. O să rog pe domnul Gurgurov Pietru să vă prezinte cu toate prevederile contractuale pe care le aveți, care le avem noi, odată semnând acest contract.